Bine ne-am găsit sănătoși! Suntem prezenți, da? Da. Doresc un bun venit celor care sunt în anul întâi, de asemenea și celor care au venit prin transfer în anul 3. Dacă îmi permiteți, un cuvânt de deschidere. Domnule președinte, doamnă vicepreședintă, dragi elevi și profesori, stimați părinți și invitați, iată-ne astăzi în fața unui nou început. Astăzi este prima zi din noul an școlar, o zi importantă pentru noi, deoarece în aceste momente elevii sunt cei care au prioritate. Pășim în noul an școlar 2019-2020, pe care ne-l dorim cu toții mai bun, cu realizări frumoase, cu credință și speranță într-o lume mai bună. Fiecare an școlar ne aduce momente de neuitat. Ca la fiecare început, oamenii școlii noastre vă întâmpină cu sufletele deschise și cu urări de bine, atât pentru elevii care ne calcă pentru prima oară pragul școlii și în aceeași măsură pentru elevii care revin. Pentru instituția noastră, anul școlar 2019-2020 debutează cu o bază materială corespunzătoare cerințelor unui învățământ de calitate. Începem cursurile acestui an școlar cu speranța că eforturile noastre vor da roade, iar voi, dragi elevi, veți beneficia de o educație de calitate. Dragi tineri, ne-am dorit să considerați Școala Posticeală Sanitară Moldova drept a doua dumneavoastră casă și, ca urmare, să respectați oamenii școlii, pe profesori, pe personalul administrativ și nedidactic. Ne-am dorit ca la finalul școlarizării în această instituție fiecare să plecați înarmați cu un bagaj de cunoștințe bun, cu amintiri frumoase, cu relații de prietenie pentru o viață, cu repere morale solide pentru viitor. Să aveți convingerea că școala noastră vă pregătește pentru viață, iar examenul de absolvire vă aduce o profesie nobilă pusă în slujba oamenilor. Și ce este mai frumos decât să avem grijă de semenii noștri? Ne-am dorit să tratați școala ca pe un drept, nu ca pe o obligație. Prin urmare, implicați-vă, așa cum ați făcut și anul precedent, în problemele școlii, căutați să fiți utili celor din jur și responsabili în tot ceea ce faceți. Nu uitați că educația autentică se bazează pe toleranță, respect, responsabilitate și un bun simț ca valori fundamentale. Nicolae Iorga spunea, școala este tot ce vezi și tot ce auzi. Ea trebuie să te învețe să fii propriul tău dascăl, cel mai bun și cel mai aspru. Așadar, parafrazându-l pe marele om de cultură, vă invit, dragi elevi, să aveți încredere că ceea ce veți realiza în această școală va însemna enorm de mult pentru viitorul vostru, iar acesta trebuie să vă dea încredere deplină în puterile voastre. Doresc să mă adresez acum celor mai tineri membri ai comunității noastre școlare, elevilor din anul întâi. Pentru a desluși tainele acestor profesii minunate, asistent medical generalist și asistent medical de farmacie, vă sunt alături cadre didactice și împreună veți obține cunoștințe teoretice
dar și abilități practice necesare profesiei viitoare. Dragi părinți, da, sper să avem aici în sală și părinți, vă rog să conștientizați că în școala noastră elevii dumneavoastră primesc cele mai bune cunoștințe teoretice, dar, în primul rând, practice puse în slujba oamenilor. Urez un bun venit în școala noastră bobocilor din anul întâi, precum și celor care sunt pentru anul 2 sau anul 3 în școala noastră. Vreau să adresez tuturor un an școlar frumos, cu rezultate cât mai bune, de care să ne bucurăm cu toții. Tuturor elevilor le doresc în noul an succes, sănătate și spor la învățătură. Fie ca noul an școlar să însemne atât pentru personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic, cât și pentru copii, părinți, bucurii, satisfacții, împliniri, putere de muncă și multă sănătate. Așa să ne ajute Dumnezeu! Rog acum pe domnul președinte, cel care coordonează școala noastră din anul 1995, să vă adreseze câteva cuvinte în numele dumneavoastră. Onorați slujitori ai credinței în Dumnezeu, stimate cadre didactice, doamnă directoare, stimate cadre didactice, stimați invitați, dragi elevi, astăzi, când școala noastră porțicioară sanitară Moldova din Român își deschide porțile pentru a 25-a oară, în clinchetul mobilizator al clopoțelului, vă adresăm un sincer bun venit la întâlnirea cu noi, întâlnire ocazionată de deschiderea ușilor sălilor de clasă, la care dragii noștri elevi le vor păși pragul și vor ocupa locurile ale căror proprietari vor fi timp de 3 ani, 2 și 1, în raport cu anii de studii, care își vor însuși secretele și metodele de lucru în frumoasa și plină de răspundere a meseriei pe care și-au ales-o. Anul acesta, la data de 17 iunie 2019, am împlinit 10 ani de la data când s-a obținut calitatea de școală acreditată prin Ordinul Ministrului Educației, Cercetării și Inovării cu numărul 4384 din 17 iunie 2009, asimilată cu învățământul de stat. Prin aceasta, întreaga activitate desfășurându-se în incinta școlii noastre, inclusiv examenul final de certificare a competențelor profesionale pentru cei care promovează 3 ani de studii, acordându-ni se calitatea de școală, centru de examen. Vă facem cunoscut că odată cu la 10 ani, inspectoratele școlare județene sunt acreditate de ARACIP, de pe lângă Ministerul Educației Naționale, a efectuat un control inspecție generală pe toate compartimentele, cu acordarea doar a 3 calificative: bine, acceptabil și slab. Bine însumând calificativul vizual, fost foarte bine. La inspecția generală efectuată de Inspectoratul Școlar Județean Neamț, în luna iunie anul curent, în școala noastră, eforturile depuse de colectivul școlii de-a lungul anilor a fost în total
în toate compartimentele încununate de succes pe satisfacțiile noastre, cu aprecieri la superlativul absolut, obținând calificativul bine. Acest puternic stimulant ne determină ca și în continuare să depunem eforturi neobosite în munca de pregătire pe linia însușirii meseriei alese de către elevii noștri pentru a compensa la nivelul tot mai superior eforturile depuse de ei, în primul rând a celor materiale, prin taxele școlare ce le plătesc, eforturi intelectuale și, dacă ținem cont de faptul că foarte mulți din elevii noștri sunt cu servicii, mulți sunt chiar și familiști, se depun și eforturi de timp. Printr-o aceasta, ținem să asigurăm elevii noștri că școala noastră, care este caracterizată printr-o seriozitate deosebită, beneficiat de un colectiv didactic foarte serios, cu pregătire profesională deosebită, permanent suntem determinați a crea meseriași cu o calificare competentă, care, încadrați în lupta pentru sănătate, să fie salvatorii pentru bolnavii cu care vor intra în contact, să contribuie la însănătoșirea lor, credându-i sănătoși familiilor lor și societății, ops pentru întreținerea vieții, creindu-ne și nouă satisfacțiile că am reușit să facem ceva folositor societății. Pentru a reuși să creăm într-adevăr astfel de satisfacții, promitem că și noi care ne-am angajat să creăm astfel de luptători pentru sănătate și să obțină cu conștiinciozitate și superioare capacitate profesională, vom fi mobilizați pentru a introduce și menține o disciplină mai mult decât liber consimțită, începând cu anul acesta, mai bine spus, să dispară noțiunea de restanțe ca urmare a nerespectării programelor întocmite de școală, cu privire la prezența, la evaluările cunoștințelor însușite, mergându-se chiar până la îndepărtarea de școală, acolo unde frecvența va fi foarte slabă și se va manifesta indolență față de școlarizare, deoarece hotărârea noastră este de a ne păstra calificativul de școală model de care ne bucurăm până în prezent, deci nu vom mai accepta indolența în pregătire, care uneori s-a mai manifestat și nu totdeauna am luat măsurile corespunzătoare. De asemenea, dorim să precizăm, deși până în prezent nu s-au manifestat astfel de aspecte, dar din capul locului precizăm că declarăm război împotriva corupției, care la unele școli din țară s-au manifestat din plin, aspecte care au creat procese penale chiar. Și folosind astfel de aspecte, să înțelegem că în munca de sănătate sunt egale astfel de aspecte cu crima, pentru că un elev care caută să cumpere o notă bună sau un examen, acel elev nu poate deveni un asistent medical de profesie, pentru că în perioada de școlarizare a neglijat pregătirea profesională, iar cadrul didactic care folosește astfel de metode trebuie să ne evite. Cei care încearcă să profeseze meseria fără o pregătire profesională competentă pot deveni chiar niște penali, pentru că bolnavul îngrijit necorespunzător de un astfel de asistent medical îi se poate agrava boala sau chiar sucomba. Pentru aceasta, permanent apelăm ca elevii noștri să trateze cu toată seriozitatea pregătirea profesională, să participe corect la programul de pregătire practică profesională în spital, unde se efectuează
practica și rezultatele nu pot fi decât foarte bune, așa cum de-a rândul anilor și până în prezent ne-am bucurat. Dragi elevi, ne-am permis să vă face cunoscut că ați făcut o alegere competent bună, școala noastră bucurându-se de un prestigiu superior și aceasta datorită faptului că preocuparea noastră permanentă s-a hotărât ca de pe bărcile școlii noastre să iasă cu adevărat asistenți medicali, generaliști și de farmacie bine pregătiți, cu care permanent ne-am mândrit și trăim bucurii de neînchipuit împreună cu absolvenții, împreună cu personalul didactic, ne-am mândrit și așa, fapt pentru care convins că și anul școlar 2019-2020 ne va oferi oameni de nădejde și dacă promoția centenarului 2018-2019 ne-a adus satisfacții deosebite, cea de-a 22-a promoție care s-a efectuat anul acesta și promoția 2020, cea de-a 23-a, nu se va lăsa mai pe jos. În încheiere, vă mulțumesc că ați respectat sloganul „Cei buni vin cu noi”, acordând încrederea școlii noastre, înscriindu-vă și suntem convinși că veți fi predominați de hotărârea pozitivă, de nezdrânjenat pentru o însușire cât mai superioară a cunoștințelor profesionale, devenind cu adevărat folositor societății, luptând cu hotărâre cu bolile celor bolnavi pentru a-i face sănătoși, ca să trăiți cu adevărat niște satisfacții pentru rezultatele obținute. Vă doresc din toată ființa mea și din partea colectivului care va contribui la pregătirea profesională a voastră, multă sănătate vouă și familiilor voastre, obținerea de rezultate foarte bune și cu multă maturitate și să aveți permanent încredere în noi. La mulți ani și Doamne ajută! Și pentru că anul școlar nu poate să înceapă fără o binecuvântare, rog, părinții, să ne binecuvânteze acest an școlar. Slavă-ți sfinte și cele de-o ființă, de viață făcătoare și nedespărțitei trăim, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Slavă-ți fie Dumnezeu nostru, slavă-ți fie Împărate Ceresc Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene și pe toate le împlinești. Visierul bunătăților și dătătorul de viață, vină Doamne și ne sălășuiește într noi și ne curățește de toate tinăciunea și mântuiește bunele sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legele noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru Sfânt numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Zicem împreună. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău,
vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel vitean. Ca ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și purea și în vecii vecilor. Amin. Cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, starea Sfintelor Dumnezeu Biserici, pentru unirea tuturor, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Mâna preasfințitul arhiepiscopul nostru Ioachim, pentru cinstita preoțime cea întru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru poporul român cel bine credincios de pretutindenea, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru școala aceasta, orașul nostru, pentru toate orașele și satele, pentru toți cei care cu credință viețuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru buna întocmirea văzdului, pentru meșugarea roadelor pământului, pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Doamne, pe uscat și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei care se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se trimită acestor tineri, du-l înțelepciunea al înțelegerii, să le deschidă lor mintea și cugetul, să ne lumineze inima spre primirea învățăturilor celor bune, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se sădească în inima lor frica sa cea dumnezeiască, începutul înțelepciunii, și prin ea să izgonească din inimile lor ușurătățile tinereții, să le lumineze mintea lor, ca să se abată de la răutăți și să facă binele, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se deschidă mintea lor înspre a pricepe și a ține minte toate învățăturile cele bune și cele folositoare, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să le dea lor înțelepciunea, cea care șade la tronul lui Dumnezeu, să o sădească în inimile lor, ca să învețe ce este bine plăcut înaintea Lui, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Ca să sporească ei cu înțelepciunea și cu vârsta spre slava Lui Dumnezeu, Domnului să ne rugăm. Doamne, viață bună și dreaptă credință, să fie ei bucurie și mângâiere
părinților lor și întărirea bisericii noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fie izbăviți ei și noi din tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, Părinte, mântuiește, miluiește, ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Prea sfânta, curata, prea binecuvântata, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi încine și unii prealății și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dă. Ție, Doamne! Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui, Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Cel ce vine într-un numele Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă. Bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă. Bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Domnul, mijlocul ucenicilor tăi, ai venit, Mântuitorule, pace dându-le lor, vino la noi și ne mântuiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, binecuvântat ești, Hristoase, Dumnezeul nostru, cel ce prea înțelepți pe pescari ai arătat, trimițându-le lor Duhul Sfânt și Evanghelie.
Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Să luăm aminte. Zisa Domnul pilda aceasta, ieșit asemănătorul să semene sămânța sa, și când semăna el, unele semințe au căzut lângă drum și au fost călcate și păsările cerului le-au mâncat. Altele au căzut pe piatră și după ce au răsărit s-au uscat, pentru că nu aveau umezeală. Altele au căzut în mijlocul spinilor și, crescând spinii, le-au înnăbușit, iar altele au căzut în pământ bun și răsărind, au făcut rod însutit. Acestea zicând a strigat, cel care are urechi de auzit să audă. Și l-au întrebat ucenicii lui zicând, ce înseamnă pilda aceasta, iar el le-a zis, vouă vă este dat să știți tainele împărăției lui Dumnezeu, iar celorlalți li se spune numai în pilde, pentru ca ei privind, nu văzând și auzind, nu pricep. Iar pilda aceasta înseamnă, sămânța este cuvântul lui Dumnezeu, iar semințele căzute lângă drum sunt cei care ascultă, dar apoi vine diavolul și ia cuvântul lui Dumnezeu din inima lor, ca nu cumva crezând să se mântuiască. Cele căzute pe piatră sunt aceia care aud, primesc cuvântul cu bucurie, însă aceștia n-au rădăcină, ci până la o vreme cred, iar în vreme de ispită și încercare se leapădă. Semințele căzute între spini sunt cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu, dar luându-se cu grijile și cu bogățiile și cu plăcerile vieții, se înneacă și nu aduc roadă. Iar cele căzute pe pământ bun, aceștia sunt cei care, ascultând cuvântul lui Dumnezeu, îl păstrează în inima lor curată și bună și aduc roadă prin răbdare. Slavă! Să zice, Doamne, miluiește! Doamne, a tot stăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri, ne rugăm ți auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta! Auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru napreasfințitul arhiepiscop
episcopul nostru Ioachim, pentru toți frații noștri cei întru Hristos. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Rugând pentru poporul român cel binecredincios de pretutindenea, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Miluiește! Încă ne rugăm ca Domnul Dumnezeul nostru să caute cu milostivire asupra tinerilor acestora, să le trimită lor în inimă, în minte și în grai, Duhul înțelepciunii, al științei, al evlaviei, al fricii de Dumnezeu, să ilumineze pe ei cu lumina cunoștinței sale, să le dea putere și tărie pentru înțelegerea legii lui Dumnezeu, și a toată învățătura cea bună și folositoare, auzi-ne pe noi, Doamne, și ca un milostiv ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm ca Domnul Dumnezeul nostru să însufle tinerilor acestora Duhul cel bun, cel care povățuiește pe calea cea dreaptă, cel care aduce spor de înțelepciune, de știință și de toate faptele cele bune, înspre slava preasfântului său nume, să le dăruiască sănătate și zile îndelungate, spre sprijinirea bisericii sale și a țărilor, să zicem toți, Doamne, auzi-ne pe noi și ca un milostiv ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Miluiește! Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive, Stăpâne, milostivi față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeule ești, ție slavă îți înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm. Doamne Dumnezeule, Ziditorule și Creatorul nostru, care cu chipul Tău ne-ai cinstit pe noi oamenii, cel ce ai învățat pe aleșii Tăi, încât să fie lăudați de cei ce iau aminte la învățătura Ta, cel ce ai descoperit pruncilor înțelepciunea, cel ce ai învățat pe Solomon și pe cei ce au căutat înțelepciunea Ta, deschide, Doamne, inimile și mințile elevilor acestora, care au căzut cu credință înaintea tot puternicii Tale și învrednicește să priceapă puterea legii Tale și să sporească în cunoștințele cele folositoare care li se vor da spre slava preasfântului Tău nume, spre folosul și zidirea Sfintei Tale Biserici și spre
îngrijirea sănătății oamenilor. Spre cinstea țării noastre, să înțeleagă ei voia ta cea bună și desăvârșită, izbăvește de toate încercările, ispitele și cursele vrăjmașului diavol. Păzește-i pe ei neclintiți în dreapta credință, în toată buna cinstire și curăție, în toate zilele vieții lor, ca să propășească în știință și în împlinirea poruncilor tale, pentru ca așa să se facă și ei moștenitori ai împărăției tale. Că Tu ești Dumnezeu, puternic în milă și bun în tărie, Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Doamne Dumnezeul nostru, Cel care dintr-un începutul zidirii tale ai pus întrânsa înțelepciune, cumpănă și putere, Cel care pe omul creat de tine l-ai înzestrat cu suflet viu, cu libertate și conștiință de sine, cu virtutea de a alege între bine și rău, cu puterea de a te cunoaște prin descoperire, dar și prin făptura ta cea văzută și cea nevăzută, Cel care ai sădit întrânsul minte luminată și judecată limpede, Cel care l-ai înarmat cu gând pătrunzător și dreaptă socotință, Tu Cel care l-ai împodobit pe David cu darul cuvântului și pe Solomon cu harul înțelepciunii, Tu, Părintele Domnului nostru Iisus Hristos, care la vârsta de 12 ani îi uimea pe învățații din templu cu învățătura sa, cea mai presus de cuprindere, Tu, Doamne, Cel care dintr-o înălțimea cerului Tău duhovnicesc îi vezi acum pe tinerii aceștia la pragul cărților deschise, în așteptarea dascărilor lor, Tu însuți, Dumnezeule, binecuvintează-le începutul, întărește-le voința, luminează-le mintea spre dobândirea cunoștințelor celor folositoare și spre descoperirea adevărului Tău. Păzește-i, Doamne, pe dânsii de cursele rătăcirilor cele pierzătoare, înalță-i deasupra grijilor mărunte, dăruiește-le lor râvna învățăturii, cuprinderea cunoașterii, înzestrează-i cu voința de a servi biserica, țara și neamul prin comoara sufletului lor, deprinde cu bucuria de a-ți rosti numele și de a spune nădejdea în ajutorul și binecuvântarea Ta. Căci Tu ești Dumnezeul nostru și Ție slavă înălțăm Tatălui, Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă Ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte, binecuvintează! Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților Slăviților Săi Apostoli, ale Sfintei Preacuvioasei Maicii noastre Parascheva, ocrotitoarea Moldovei, ale Sfintei Preacuvioasei Maicii noastre Teodora de la Sigla, ale Sfinților și Drepților Dumnezeieștilor Părinți Ioachim și Ana, căror sfântă pomenire noi astăzi sărbătorim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinți ai noștri, și ale tuturor Sfinților Săi, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Mântuiește, Doamne, poporul Tău
Biruință bine credincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Biruință bine credincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pre noi. Dumnezeu să primească rugăciunea noastră, să vă răsplătească răbdarea dumneavoastră, să aveți un an binecuvântat, un bun început, un bun sfârșit pentru cei care sunt în an terminal, să vă dea Dumnezeu putere, să vă dea sănătate în primul rând, ca să puteți să vă atingeți ținta, țelul pe care vi l-ați propus și bunul Dumnezeu să fie mereu aproape de fiecare dintre dumneavoastră, atât a domnilor directori, profesori și toți cei care compun corpul profesoral și administrativ și de asemenea a elevilor care urmează cursurile acestei școli, așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.